Deocamdată, Primăria Constanța amenajează doar 10 locuri de parcare în această zonă, urmând ca după ce va fi ridicat litigiul de pe acest teren să fie continuate lucrările. Doar în prima fază sunt 10 locuri de parcare, pentru că doar pe acest teren situația juridică s-a clarificat, adică Asociația de Proprietari din zonă a obținut în instanță amenajarea, readucerea la stadiul inițial al zonei respective, adică alea și locuri de parcare. Potrivit autorităților, restul spațiului va fi amenajat după ce va fi elaborat un nou proiect de hotărâre al municipalității. Imediat ce se clarifică și situația hotărârilor de Consiliu Local, care au stat la baza punerii terenului la dispoziția Arhiepiscopiei, deci se va emite o hotărâre nouă de Consiliu Local prin care se anulează cele care au dat terenul, la momentul ăla se clarifică situația juridică, terenul revine la confort urban, iar el va fi amenajat ca parcare. Cele doar câteva locuri de parcare îi nemulțumesc pe locuitorii zonei. Nu numai că sunt insuficiente, dar spațiul a și fost îngrădit cu borduri. Uitați-vă ce e aici. Sunt de 3 ani de zile mutat aici și tot așa de plin este. Lumea, șoferii sunt foarte, foarte nemulțumiți. Ei în prima zi, din câte i-am auzit, au zis că vor să întindă o lege de cealaltă. Și acum pentru 10 locuri e insuficient. Dar asta e România. N-avem ce să facem. Nu. Că s-auzea că face supraetajată, face nu știu ce, dar deocamdată nu se știe nimic. Până situația va fi rezolvată, posesorii de mașini din zonă sunt nevoiți să parcheze pe unde apucă. În urmă cu 3 ani, vechea conducere a primăriei a aprobat distrugerea unui spațiu de 50 de locuri de parcare pentru construirea unei noi biserici, într-una dintre cele mai aglomerate zone ale urbei. În urma numeroaselor proteste, dar și procese inițiate de locuitorii zonei, construcția a fost sistată.